Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Pot ca ei să mănânce mâncare pentru câini? Proprietarii de cai știu că unii dintre aceștia te vor implora pentru gustări, ca și cum ar fi niște câini uriași. Drept urmare, s-ar putea să vă simțiți tentat să căutați o gustare de la câine și ați recompensa și surprinde prietenul cu copite. Dar ar trebui să te gândești de două ori înainte de a face acest lucru. Pot ca ei să mănânce bunătăți pentru câini? în timp ce caii pot mânca mâncăruri pentru câini în general, nu ar trebui să facă acest lucru. Tratamentele pentru câini satisfac nevoile nutriționale ale câinilor, care diferă semnificativ de ceea ce au nevoie caii. Un aliment ocazional pentru câini probabil nu-ți va răni prietenul cu copite, dar sunt disponibile alternative mai sigure și mult mai sănătoase. De obicei, mâncărurile pentru câini sunt sigure pentru cai în cantități foarte mici. Dar la fel cum oamenii nu ar trebui să mănânce întotdeauna ciocolată sau să bea bere, ar fi în siguranță nu înseamnă că mâncărurile pentru câini sunt bune și pentru cai. Sistemul digestiv al câinilor și al cailor diferă semnificativ. Deci dacă calul tău mănâncă prea multe alimente pentru câini, atunci se poate îmbolnăvi. În plus, mâncărurile pentru câini nu sunt foarte hrănitoare pentru cai. Câinii și cabalinele necesită diete foarte diferite. Aplecându-te prea mult pe mâncărurile pentru câini, calul tău va fi privat de vitamine și minerale pe care ar trebui să le primească de altfel. Mulți cai vor înfrunta aproape orice puneți în fața lor. Ca să nu mai vorbim de faptul că și caii sunt erbivori, în timp ce câinii sunt omnivori. Înseamnă că hrana pentru câini are componentele de carne și lactate pe care caii ar putea să nu le poată digera. Ce bunătăți sunt sigure, în schimb, pentru cai? sunt recomandate morcovi, dulciuri speciale pentru cai, căpșuni, salată verde, banane, bomboane tari sau cuburi de zahăr într-o cantitate foarte mică, stafide și, evident, mere. După cum vă puteți da seama, cailor le plac lucrurile dulci, însă aceasta trebuie oferite prietenului cu copite doar cu ocazii speciale și în cantități mici. Ce se întâmplă dacă calul tău a mâncat alimente pentru câini? Dacă ai deja un cal care a mâncat mâncare pentru câini, atunci nu trebuie să-ți faci griji. Mai mult ca sigur, va fi bine. Câinii cântăresc de obicei aproximativ între 20 și 80 de kilograme, în timp ce caii pot cântări chiar și o tonă. Calul tău probabil nu va suferi consecințe pe termen lung, de la o gustare ocazională. Luați în considerare, în schimb, să oferiți cailor legume sănătoase sau dulciuri speciale făcute pentru aceștia. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați pe like și să vă abonați. Vă doresc toate cele bune. Până la următorul.